Sâmbătă 28 aprilie va fi o zi importantă pentru liberali. La Casa de Cultură a Studenților vor avea loc alegerile pentru organizația județeană, la care participă 500 de liberali. S-au depus 77 de candidaturi pentru 29 de posturi de conducere, iar pentru cea mai importantă funcție, cea de președinte, sunt 6 competitori. Omul de afaceri Dorin Crista, deputatul Costel Alexe, sociologul Viorel Baciu, consilierul județean Liviu Bulgaru, consilierul județean Vasile Cotiuga și avocatul Dragomir Tomașenski. Vor fi prezenți Raluca Turcan, președintele interimar al PNL, secretarul general al partidului Cristian Bușoi și Ludovic Orban, candidat la alegerile generale din PNL, dar și șefii filiarilor din Moldova. Alegerile de mâine, practic, vor statua o deplină legitimitate și a celor care vor conduce în următorii 4 ani filiala și acest ciclu, parcă neîntrerupt, de interimate, de numiri peste numiri, de la centru, se va cheia mâine și nu cred că mai poate fi argumentat în comentariu legat de lipsa de legitimitate după ziua de mâine, așa cum cred că se înțelege ce s-a întâmplat la municipiu după duminică.